Războiul dintre fostul lider social-democrat Victor Ponta și PSD este din ce în ce mai mare. Dacă până acum acesta se purta doar la modul declarativ în mediul online, de când Ponta a înființat pro-România, acesta a trecut la racolări de membri din rândul PSD. În acest moment, doar un deputat de Suceava, Cătălin Nechifor, a semnat adeziunea la pro-România. La Olt, liderii partidului s-au declarat dezamăgiți de modul în care a ales fostul lider social-democrat să facă politică. Vis-a-vis -vis de plecările câtorva membri, suntem convinși că nu reprezintă nimic altceva decât expresia plății unor polițe mai vechi, pe care aceștia le aveau față de fostul membru PSD, a declarat Marius Oprescu, președinte executiv PSD Old. În continuare, organizația PSD Old rămâne o echipă sudată, determinată să sprijine programul de guvernare și echipa care îl implementează, din respect față de votul istoric care le-a fost conferit. Paul Stănescu, vicepreședinte, susține că membrii PSD care s-au alăturat lui Victor Ponta au ales o cale greșită. Decizia lor este cu atât mai pripită cu cât aceștia s-au îndreptat către o camarilă politică unde important este numărul membrilor, nu valoarea lor. Mai trist este că aceștia nu sunt dedicați vreunei cauze civice, ci pur și simplu oportuniști politici, care nu reușesc să contribuie la îndeplinirea celui mai ambițios și amplu program de guvernare din ultimii 20 de ani. Au ales o cale greșită fără întoarcere și, din păcate, vor ieși din nou pe ușa din spate a scenei politice, a declarat Paul Stănescu, președinte PSD Old. Săptămâna aceasta, Victor Ponta a anunțat că formațiunea pro românie intenționează să ceară înființarea unui grup parlamentar în Camera Deputaților, după ce a ajuns la 10 parlamentari. Ponta a anunțat pe pagina sa de socializare că deputatul PSD de Brăila, Emilia Meișoru, s-a alăturat formațiunii sale, lăsând să se înțeleagă că ușile formațiunii sunt deschise, sublinind că nu acceptă baroni.